Bună ziua tuturor, Rotela! Dragii mei, cei care aveți plăcerea să ascultați postările mele, de asta dată vin înspre voi cu o poveste mai degrabă, o legendă foarte importantă. Aș vrea să o ascultați cu atenție. O citesc. Dacă mai am câte o greșeală, vă rog frumos să mă scuzați, dar... În principiu, aș vrea să o ascultați cu atenție pentru că este la baza unor prezentări pe care urmează să le fac. Și, înțelegând-o în profunzime, veți înțelege și ceea ce vreau să vă transmit. În curând. În fine. Să începem. Spune așa. Se povestește în legendă că lumea noastră, cea de astăzi, pământul, prinde de flori și fructe, cu râuri limpe și izvoare, soarele, luna, ziua, noaptea și vânturile, suflând repezi, n-au fost întotdeauna astfel. Lumea întreagă era un haos, haos învârtejit și negru, fără hotare, fără formă. Însă, precum cântau poeții din haos, s-a desprins pământul. Pământul nostru larg și darnic, iar pământul rupt din haos era și zeița Gea sau Gaia. Dragostea a unit pe Ghea cu cel din tăi bărbat, Uranus. Și el, Uranus, era cerul, cerul înalt. Și plin de stele. Ce mult își iubea gea soțul, nu mai puțin o întrăgise Uranus pe soția lui. Ca să arate dragostea, zeul îi așterna pe frunte cu nun de aur și lumină, atâta timp cât era ziua. Și noaptea o învăluia într-o haină albăstruie plină de aștri lucitori. O cu ploi și vânturi și nu se sătura să-i spună că ea va fi mereu a lui, cât o să fie lumea lume. Iar ea se împodobea pentru Uranus și își punea veșminte scumpe pe care le țesea anume din frunze și din ierburi verzi. Își presărea în părmiresme din cele mai seflori flori și îl privea cu ochii limpezi, strălucitori și azurii ai lacurilor de cleștar. La vremea sorocită, Gheia i-a dăruit soțului său șase feciori și șase fete, pe care i-a numit Titanii. Primul născut a fost oceanul, acela care înconjura cu un breu de ape scânteitor întreg pământul. Celui din urmă i-au zis Cronos și el era cel mai șiret, cel mai dibaci dintre titanii. S-au născut mai apoi ciclopii, trei frați cu câte un singur ochi așezat în mijlocul frunții. Aceștia erau meșteri buni și învățaseră să facă, într-un lacaj de sub pământ, fulgere lucii, orbitoare, tunete grele ce izbeau urechile ca un ciocan și trăznete nimicitoare. După ciclopi, s-au mai evit alți trei feciori, Hecanto Hiri sau Centimanii, numiți așa, fiindcă aveau pe trupurile cât cât o sută de brațe lungi și monstruoase. În fine, nume foarte dificile. Dar fiți atenți în continuare. Peste un timp, frumoasa Gea avea să nască și alți prunci, unii cu forme îngrozitoare, enormi, hidoși, necruțători. Zeul Uranus avea darul de a putea citi în viitor. Și așa aflase că într-o zi urma să fie răsturnat din locul de stăpân de către unul din feciori. Din pricina aceasta, dragostea lui față de ghea pălea mereu, mereu, mereu. Și înfricoșat se frământa să afle un mijloc loc potrivit ca să înlăture de grabă primejdia care îl pândea, Uranus nu mai avea încredere nimeni, nici măcar în soția sa. Și atunci a chemat într-o seară pe toți copiii în jurul lui și i-a zvălit într-un afund în prea întunecosul tartar. Dacă ar fi căzut din cer o nicovală pe pământ, îi trebuiau cam nouă zile și nouă nopți, zice legenda. Și tot atâta timp trecea de o de pe pământ în mult prea mohorâtul tartar. Acolo își făcuse zeul o închisoare cu porți grele. Trei ziduri o împrejmuiau ziduri puternice de aramă și un râu cumplit de foc și zmoală. Din închisoarea aceasta mare, feciorii nu puteau ieși. Doar el, Uranus, avea cheia. Era deci liniștit stăpânul și bucuros că a scăpat de orice amenințare. Zâmbea din nou soției sale și nea că este dragă. Dar cum năștea un copil, Ghea vedea plină de spaimă că zeul îl smulgea din brațe și îl închidea în temniță. Mai înainte vreme, Gheanu îndrăznise să încalce voia soțului ei, Uranus, și îndurase fără o vorbă poruncile și silnicia. Acum însă era destul. Se mânia în sinea ei. Cum? Ei năștea atâția prunci, n-avea parte de nici unul? Zăceau pe veci închiși în tartar și n-avea dreptul să-i mai vadă? Nu, asta nu putea zeița să îngăduie la nesfârșit. Și-a mai rugat întâi bărbatul, cu umilință și cu lacrimi, să elibereze iar copiii din tartarul întunecat. Îndură-te! Fii bun, Uranus! Îi cerea ea nemângâiată în timp ce lacrimi de izvoare îi peste obraz. Fi bun, Uranus! Dă-le drumul! Nu merită o sunt asta niște copii nevinovați. Stau chezașă pentru dânsii că nu-ți vor răpi puterea, că vei dacă Vei fi mai milostiv. Zeul Uranus era însă crud și neînduplecat. Ținea la stăpânirea lui. Nu se înduioșa deloc când își vedea so soția plângând. Și s-a răstit către zeiță. vezi de rosturile tale. Nu e încăderea ta să judești faptele ce eu le hotărăsc. Era teribil când striga și când se supăra Uranus și Ghea n a mai spus nimic. Și-a năbușit plânsul în piept și și-a plecat tăcută, fruntea. Mă voi supune, i-a răspuns. Însă, în gânduri, tot atunci s-a hotărât să-l pedepsească pe soțul său neîndurător. Prin farmece ce necunoscute, Ghea a scos din sânul ei un diamant strălucitor. Din el, Zeița și-a făcut o armă ca o seceră. A pătruns pe furiș când Uranus se odihnea până în tartarul adânc. A deschis porțile uriașe, ce erau tot de diamant, prin vrăj numai de aștiute. S-a strecurat prin un întuneric până la fi ei, Titani, și a întrebat cu glas optit. Care din voi ar fi în stare să-l înfrunte pe Uranus? Știți că nu poate fi ucis pentru că e zeu nemuritor. În schimb, el poate fi învins cu arma asta sclipitoare. Cine se încumetă să fie stăpânitor în locul lui? Toți au tăcut, înfricoșați de vorbele cutezătoare. Uranus era tatăl lor. Cum să-și lovească ei chiar tatăl? Deși îi pedepsise greu. Apoi zeul era puternic și față în față nu puteau să-l doboare nici de cum. Iar pe furiș, fiii titanii se rușineau să dea o luptă. Toți au tăcut, afară însă de Cronos. El era foarte îndrăzneț și în același timp și ret și l ura pe tatăl său, pentru că l-aruncase în tartar, deși era nevinovat. Dorea de mult să se răzbune, să pună mâna pe putere și iată cel mai bun prilej. S-a apropiat de mama sa și a răspuns tot pe șoptite că este gata să se lupte și să-l doboare pe Uranus din cerul lui nemărginit. Fără să stea prea mult pe gânduri, a luat în mână secera și, ascuzându-i plină de grijă tăișului scântăitor, s-a furișat pe porți afară. Pe urmă, sfătuit de ghea, s-a ascuns după niște stânci. Din acel loc putea să vadă în depărtare ori și ce, dar el nu putea fi zărit. A stat acolo până noaptea, pândind cu dinții încleștați, așteptând clipa potrivită când va putea să lovească pe tatăl său zeul Uranus. Știa că lupta cu primejdii și mai știa prea bine Cronos că neizbânda ar fi dus la pedepsirea lui și a gheii. Uranus i-ar fi osândit la chinuri înfricoșătoare. Deci, trebuia neapărat să învingă pe cărmuitorul de până atunci al cerului. Nu mai putea să dea înapoi. Deodată la că vine. Zeul Uranus, din înalt se coborâse pe pământ, ducându după sine, noaptea neagră, căutându-o pe soția lui. Din ascunziș a sărit Cronos cu secera în mâna dreaptă. Până să-i aminte zeul că e pândit de fiul său, titanul l-a lovit în pântec. Uranus a căzut în tină, rănit în pântec, plin de sânge, se zvârcolea pe jos. Cronos! Îți doresc să ai parte cândva și tu de aceeași soartă pe care o am astăzi eu. Da, te blestem, fecior nevrednic, blestem de tată și de zeu. Blestemul meu se va împlăni oricât ai fi tu deșiret. Dar Cronos n-auza nimic. El biruise, era beat de bucurie și triumf. A poruncit să se deschide larg porțile de diamant și frații lui, ceilalți titani, s-au grămădit iutele la porți și au ieșit afară toți. Eu v-am scăpat, le-a rostit dânsul cu trufie. Acum noi suntem stăpâni. Îți mulțumim, a spus Ocean. Dar tu ești fratele cel mic și nu se cade să ajungi cărmăitor peste ceilalți. De drept, stăpânul aș fi eu căci sunt mai mare și înțelept de mine doar ascultă toți. Cronos atunci l-a înfruntat. În lupta grea care s-a dat, nimeni nu s-a grăbit să învie cât de puțin între ajutor. Și acum, ocean, tu vrei puterea? Nu este drept și nu ți-o dau. Ocean se cam întunecase, părea că o să înceapă zarva, dar Cronos l-a înduplecat pe fratele, fratele, său mai în vârstă, spunându-i că o să-l facă sfetnic. Și în sfârșit, după multă vorbă, s-au înțeles să-l recunoască pe Cronos drept cărmăitor. Celalți titan și titanide urmau să fie sfetnici lui. Și uite așa a luat Cronos puterea peste pământ și peste cer. Visul pe care și-l făcuse titanul, cel ambițios. În timpul cât șezuse închis în veșnic mohorâtul tartar, acum iată și-l trăia. N-avea de cine să se teamă, că și frații și surorile țineau cu el, l-ajutau. Putea să cărmuiască în voie, să facă tot ce-i va plăcea. Și mulțumit, a hotărât să-și ia în primul rând soție. Și-a ales-o pe mândra Reia, cea mai frumoasă titanidă. Și-a făcut o nuntă mare, o nuntă cum nu se mai văzuse până atunci în univers. La nuntă au venit titanii și titanii de lempăr. Au râs și au benchetuit. Se bucurau că sunt stăpâni. Dar nu știau că în vremea asta, zeița Nix, adică noaptea întunecată, misterioasă, ce se ivise tot din haos, se hotărâse să-l răzbune pe zeul izgonit din cer. Ea îl văzuse pe Uranus lovit, însângerat de Cronos, pornind cărare însângerată către o insulă ca să-și găsească adăpost. Și asta nu putea uita prietena lui Uranus noaptea. Mai mult, Uranus, o rugase să-l răzbune într-un fel, să-i pedepsească pe titani. Noaptea vroia să-i împlinească această rugăciune a sa. Și în timp ce Cronos sta la nuntă, benchetuind nepăsător, zeița Nix năștea din beznă, fiți atenți, niște odrasle monstruoase, odrasle ce aveau să poarte nenorocire pe pământ. Astfel, ea aducea nume pe Hipnos, somnul plin de vise și de fantasme întunecate, pe Eris, discordia cea cruntă, Nemesis, aspra răzbunare, apate, care avea putința să amăgească și să înșele pe zei și oameni deopotrivă, pe chiar, adică nimicirea, și pe Thanatos, zeul morții. Aș vrea să văd, zeule Cronos, strigase cu glas tare Nix, cum îți va fi domnia ta, ce ai dobândit-o mișelește de la Uranus, în stelatul. O, oh, să te văd, tirane Cronos, care te veselești atât la nunta ta cu mândrarea. Și astfel se începea domnia zeului Cronos, cel șiret, sub blestemele lui Uranus și ulneeltirile zeiței, care își acoperea tot trupul sub un văl lung întunecat. Făcuse nunta zeul Cronos și pregătise o domnie și lungă și îmbelușugată, dar mulțumit tot nu era. Ficele nopții, răzbunarea, discordia, înșelăciunea, ei tot tulburau inima, gânduri ascunse îl frământau, Știa că tatăl său, Uranus, nu se înșală niciodată atunci când face prevestire. Și tatăl său îi prorocise că va veni o zi în care va îndura grele încercări. Copiii lui, născuți din rea, se vor scula cu arme în mâini și îl vor răsturna din slavă. Uranus nu voia să spună, deși poate știa și asta, care dintre fecioarele anume îl va lovi pe Zeul Cronos. Dorind să scape de primejdii, Cronos a făurit un plan. La fel ca tatăl său, Uranus, își va înlătura copiii. Fiți atenți ce zice, la fel ca tatăl său, Uranus, își va înlătura copiii. Dar nu în temniță, nu în tartar. Știa el doar destul de bine că temnițele se deschid? Nu a fost el însuși zăvorit Și n-a ieșit atât de lesne cu ajutorul mamei sale? Primul copil născut de reia a fost o fată, Hestia. Tatăl a și cerut o și a înghițit-o de îndată sub ochii îndurerați ai mamei. O, oh, ce-a mai fost pe biatarea! Cât a mai plâns! Însă zadarnic! De câte ori venea pe lume un nou copil? Cronos striga să-i-l aducă să-l mănânce. Născuse până în acea zi soțului său doi fii. Pe Hades și pe Poseidon și trei fete, pe Hestia, Demetra, Hera sărmana mamă înspăimântată, era silită să-și aducă ea însăși pruncii nou născuți și să-i dea hulpavului tată. Și el, ca lupul când ajunge în țarcul mieilor la stână, îi înghițea cât ai clipi. Simțind apoi zița reia că este timpul să aducă pe lume al șaselea copil, a alergat la buna Gheia, a hotărât în fața ei că e cazul să salveze acest copil. Și a plâns. A hohotit în fața ei. Ajută-mă tu, mare Ghea, mamă a zeilor cerești. Și tu ai suferit ca mine și te-ai luptat cu soțul tău. Ca să Îți scapi din tartar fii. Ajută-mă acum, o, oh, Gea, sau Gaia. Vreau să-mi păstrez și eu un fiu, pe ultimul vlăstar al meu, de foamea cruntă a lui Cronos. Gea a auzit pe soața zeului Cronos cum plângea și s-a înduioșat adânc. A cugetat în timp zeița. Cum ar putea să o ajute pe. greu lovita ei copilă? a cugetat și a găsit că e mai bine să o ascundă pe plântarea undeva, în tipul cât o fi să nască. Să nu mai plângi, i-a spus Ghea. Te voi călăuzi, sărmanul, în insula numită Creta. Este o peșteră acolo, adâncă, neagră, răcoroasă în coasta plină de verdeață a unui munte drept, înalt. În peșteră vei naște în voie și ce va fi, vom mai vedea. Se pare că în aceeași noapte soața lui Cronos a fugit în insula cea mare, Creta, călăuzită chiar de Gea. S-a dus în peștera de piatră și până și până să-și reverse Eos razele ei trandafirii, Rea a și născut un fiu. Era al șaselea copil și cel din urmă ce-l avea. Mama și-a încredițat copilul bunicii lui, zeița Ghea, și s-a întors acasă iute. A înfășurat frumos o piatră în scutecele moi de copil și i-a dat-o soțului său, Cronos. Iată, precum i poruncit, a glăsui zeița Ți-am adus ultimul vlăstar pe care l-am născut azi noapte. Și s-a făcut că lăcrămează, vroia să nu înțeleagă zeul că-i creșuc tot ce făcea. Cronos, grăbit, a luat pietroiul cel învelit în scutece și, cum n-avea vederea bună, a socotit că-i fiul său. A deschis largura, flămândă și piatra i-a căzut pe gât până în pântecelei celei negru, întunecos, încăpător și sănătos. Ha-ha-ha! S-a mai dus unul. Altă primejdie s-a stins. A râs cu poftă zeul Cronos. Mm, și nu știa că în acea clipă începea să se împlinească blestemul zeului Uranus. Pentru că, iată, acolo în Creta, în peștera muntelui Ida, un copil bucălat se află în brațele bunicii sale. Făcea de mic, precum se spune, atât de mare gălăgie bătea din palme și țipea încât era pericol mare. Cronos, care stătea la pândă și chiar vrunul din ceilalți frați și surori, sfetnicii săi, puteau să-l audă oricând. Iar dacă zeul afla taina, Rea și Ghea și copilul ar fi fost strașnic pedepsiți. Trăiam însă pe atunci în Creta un neam de semizei războinici născuți tot de zeița Ghea, ce aveau uh, nume de cureți. Ghea le-a poruncit să vină și să facă gălăgie la intrarea peș în peșteră, să facă dansuri zgomotoase, să bată în scuturi cu putere, cu săbile și lăncile, apoi să cânte și să strige atât de tare ca din cer să nu se audă niciun scâncet scu și niciun plânset de copil. A mai chemat și două nimfe, fiicele regiului din Creta, pe Ida și pe Adrastea. Ele au așezat băiatul, căruia mama și bunica i-au spus din prima clipă Zeus. L-au șezat într-un culcuș făcut din aur, pentru că mama nu putea să vină în creta să-l alăpteze pe fiul său cel mintitel, decât a rar și pe ascuns, nimfele a adus o capră. Era o capră fermecată, vestita capră Amaltea, și nimfele îl hrăneau pe Zeus cu laptele acestei capre și cu o mier miere parfumată, cum nu făceau albinele decât în stupii de pe Ida. Crescând puțin mai mare, Zeus alerga peste tot, zburda printre stejarii de pe munte, jucându-se cu Amaltea. Capra avea grai omenesc vorbea cu Zeus ca o mamă și ce făcea că îl împungea cu coarnele ei cele lungi. Copilul apuca în mânuțe coarnele caprei a Malteia și se lupta voinic cu ea. De mic avea putere în brațe, cât un bărbat din cei mai zdraveni, încât odată s-a întâmplat ca Zeus să rămână în pumn cu unul dintre aceste coarne. El o iubea foarte mult pe Amaltea și s-a mâhnit când i-a făcut rău, fără să fie voia sa. Drept mângâiere, sau mai degrabă ca să fie iertat, a hotărât ca acest corn să fie veșnic plin cu fructe, smochine, mere, pere, struguri și alte bunătăți de soi. Capra putea mânca din fructe de câte ori îi venea poftă căci cornul se umplea la loc. Astfel, creștea feciorul cel mai mic al rei, neurmărit de ochi străini și dușmănoși. Și el se nănța într-un an cât altul în 25. Nici nu trecuse bine anul și zeu se făcuse mare, gata să-și împlinească soarta cea prevestită de Uranus, să-l răstoarne pe tatăl său și să ia el în mâini puterea. Feciorul cel mic al rei, crescut în creta, pe ascuns era la vârsta bărbăției. Deja. Se povestește că în vremea cât mai era încă micuț, un cârnt de alte porumbițe zburau în fiecare zi pe țărmul Marelui Ocean și aduceau de acolo în ciocuri o hrană dulce, minunată, ce se chema Ambrozie Ambrozia, de zeci ori mai dulce decât însăși miera, era o hrană pentru zei. Un vultor se înălța de asemenea în timpul nopții pe un munte. Acolo, sub un stei uriaș, țâșnea din piatră un izvor. Dar nu era izvor cu ape, ci din adâncuri izbucnea o băutură fără seamă din care nu puteau sorbi decât zeii nemuritori. Și aducea această băutură, numită tot de zei, nectar, lui Zeus, ca să se adape în zorii fiecarei zile. Mâncând ambrozia cea dulce, sorbind nectarul fermecat, Zeus s-a înălțat mai iute, a dobândit puteri cerești. Și drept răsplată pentru vultur, Zeus, când a ajuns stăpân, l-a luat cu dânsul în Olimp. L-a pus chiar lângă tronul lui să stea necontenit de veche. Pe gingașele porumbițe l-a hărăzit să fie simbol și al blândeții și al iubirii, să tragă carul de petale de flori albe de trandafiri, al prea frumoasei Afrodita, mândra zeița a iubirii, și să vestească primăvara prin gânguritul lor duios. Însă, toate aceste fapte, Zeus le-a săvârșit pe urmă când a ajuns el stăpân. Deocamdată dată mai era în Creta și avea cu totul alte gânduri. Mama sa are îi spuse despre ciudata prevestire și despre blestemul lui Uranus. Știa că nici bunica Gea nu mai ținea cu zeul Cronus, cel care fără nicio milă și înghițise cinci copii. Uranus a rostit că una din odraslele lui Cronos o să pornească răzvrătirea. Se frământa voinicul Zeus. Dar cine poate fi acela dacă nu eu? Că toți ceilalți se află în pântecul cel negru al hulpavului nostru tată. Soarta, moirea, neînduplecată, a hotărât că fapta asta eu trebuie să o săvârșesc. Numai că zeu știa bine că lângă Cronos sunt titanii, ei îi jurau credință, sprijin în orice împrejurare. Erau puternici fără seamăn și nu se înfricoșau de nimeni. În schimb, el, Zeus, era singur. N-avea alături pe nimeni care să-l ajute, decât pe mama sa, pe Rhea. Dar rea era mult prea slabă. Nu cuteza să se ridice în fața soțului său, Cronos. Era nevoie deci de multă prudență și înțelepciune și Zeus s-a gândit adânc, a cercetat prin ce mișloace și ar mai putea găsi tovarăș, gata să-l sprijine în luptă. Și a aflat că viețuiește o verișoara sa, Metis, pe malul fluviului ocean. Zeița Metis era una roasele copile, pe care le avea oceanul, primul născut dintre titani. Din fericire pentru dânsul, Zeus avea în tinerețe o vorbă ademenitoare și un chip foarte atrăgător. Noi nu cunoaștem întâmplarea prin care Zeus a ajuns să o întâlnească pe copilă, dar Știm că a vorbit cu ea, s-a perfecut îndrăgostit și i-a jurat să o ia de soață, dacă și ea se va învoi să-i dea un ajutor în lupta contra părintelui său Cronos. Fica Titanului Ocean, văzând pe Zeus că îi jură atâta de înflăcărat iubire, și-a uitat orice chipzuință și i-a promis să-l sprijine. Ce vrei să faci în primul rând?" l-a întrebat Metis pe tânărul fecior al rei. Întâi și întâi aș vrea să-i văd ieșiți din pântecul lui Cronos pe toți cei înghițiți de el." Atâta vrei?" asta e ușor." A glăsuit copila Metis și a plecat la hotarul lumii pe malul fluviului ocean. De aici ea a cules o plantă, o plantă verde înspinată, din care a făcut îndată o băutură delicioasă care părea a fi nectar. Rea, nespus de bucuroasă că o să-și revadă toți copiii, a luat această băutură și a pornit repede acasă. Abia se întoarse Rea în casa soțului său Cronos, că dânsul i-a strigat să aducă un ulcior mare cu nectar. Grăbește-te, sunt însetat, grei Cronos mânios. Rea atât a așteptat s-a repezit și a umplut un vas de lut încăpător, însă deasupra a turnat și băutura de la metis. Nebănuind nimic, zeul a luat în mână vasul plin, l-a dus la gură cu nesați și a sorbit până la fund nectarul cel înșelător. Dar când a ajuns băutura în pântecele lui divin, a și simțit că-i vine rău. Tot trupul îi se încrâne cena și se zbătea ca în pragul morții. Gura îi se căscase larg și din gâtlejul lui uriaș au început să iasă teferi copiii. Hestia, de metra Hera, Hades și Poseidon. Mai mult și mai de necrezut este că toți acești copii erau de astădată mari. Bancă, Hades și Poseidon aveau și bărbi până la brâu. Cu toții, fete și băieți s-au străs în jurul blândei reia, în timp ce Cronos, îngrozit de cele ce se întâmplau, se retrăsese pe un munte să chipzuiască în liniște. Și reia le-a împărtășit fiilor și fiicelor sale că Zeus, le Salvatorul ajutat de frumoasa Metis și frații și surorile, auzind vestea, s-au grăbit să-l vadă pe Zeus, căci ei încă nu-l cunoșteau. Zeus s-a veselit grozav după ce totul îi izbutise. Avea acum, lângă sine, pe cei cinci frați buni de nădejde. Frați și surori le-a rostit el cu îndrăzneală după ce s-au îmbrățișat. A venit timpul să ne luăm puterea ce ni se cuvine, însă titanii sunt puternici și sunt mai numeroși ca noi. Deci trebuie să fim uniți, să mai avem și alți câțiva prieteni ca lupta să o sfârșim cu bine, să nu fie nicio îndoială asupra biruinței noastre. Atunci, pe cât se pare, Metis, care era și ea de față, i-a amintit lui Zeus că sunt niște uriași în tartar. Într-adevăr, era acolo din timpul zeului Uranus. Ciclopi și Hecatonhiri. Cronos, când deschisese poarta de diamante, liberase numai pe frații săi, titanii. Dar pe ciclopii cei destoinici și pe ceilalți groaznici, îi zăvoruse iar la loc. Ba mai pusese și o strajă pe monstrul cât numit campe. Noi le vom da drumul îndată, a Grezeus Zeus fraților. Ciclopii și Hecantohirii îl urăsc mult pe zeul Cronos. Deci haideți să-i liberăm. Fiii și fetele lui Cronos au luat în mâini câte o armă și au năvălit cu toți în tartar. Zeus l-a prins de gât pe monstru, ceilalți l-au sfârtecat cu secer și ce monstru a căzut. S-au repezit apoi la porți Hades, fratele cel mare, și cu Poseidon, mijlociul. Optindu-se cu umerii, izbim cu pumnii și cu genunchii zei au spart porțile largi. Din temniță au răsărit ciclopii, hecatonhirii. Și unii și alții, au jurat ca o să le fie credincioși noilor zei care se înălțau. Ca să-și arate de îndată recunoștința către zei, ciclopii au și făruit fulgere, tunete și trăsnete pe care le-au încredințat lui Zeus, nou, noului lor stăpân. De asemenea, au mai făurit și lui Poseidon mijlociul o furcă mare cu trei dinți. Dacă izbea zeul cu furca, pământul se cutremura și apele ieșeau din văi. Se revărsau și înecau pășun, ogoare și rivezi. Iar lui Hades i-au făcut o cască tare năzdrăvană. Cum își punea casca pe cap, zeul se văcea nevăzut. Primit și darul acestea, zeii s-au hotărât să aleagă un loc de luptă potrivit. Au cercetat toată Elada și au găsit că este bine să-și facă tabăra în Olimp. Olimpul, muntele semeț cu fruntea sa încununată veșnic de cețuri argintii, era în vecinătatea mării cu ape albă strii, Egea, și priveghea toată Elada. Nu era loc mai potrivit decât aceasta pentru zei. De aceea Zeus a cerut să-i se facă un palat pe creasta cea mai îndrăzneță. Apoi cei trei fii a lui Cronos au dat de veste întregii lumii. De azi înainte stăpânirea este în mâna altor zei. Sunt zei ce și-au ridicat palat pe muntele Olimp. Titanii vor fi pedepsiți. Ținau puterea pe nedrept și toți cât s alătura zeilor olimpieni în luptă, vor primi o răsplată dreaptă, iar cei care îi vor înfrunta vor fi în tartar prăbușiți. Și uite așa a început un război crâncen de 10 ani. Războiul a început cu furie. Pământul larg și marea uriașă au răsunat de un zgomot greu. Ce întrecea orice închipuire, cerul a dat parcă un geamăt. Olimpus a cutremurat până în adâncurile sale și tartarul cel mohorât a bubuit prelung și surt când zeii au intrat în luptă. În fața cetei olimpiene sta însuși Zeus mâniat. El năvălea peste titani, sfârlind tunete cumplite. Din pumnul său neobosit să-și mereu, mereu, trăsne de tari, pe dâre albe de lumină, pământul roditor ardea, Pădurile, înainte verzi, erau schimbate în tăciuni și scânteiau înfiorate. Și totul crocotea în jur. Oceanul, Marea Nesfârșită și, și râurile de argint. Toate se răscolau. Titanii se înăbușau sub aburii fierbinți din ape iar. Ochii le erau orbiți de fulgere lucitoare. Focul se întindea mereu și ajunsese până în haos. Legenda Spune că pământul ardea parcă din temelii. Flacăra lui se ridica, unindu-se cu aprigul pârjol ce mistuia cerul întreg. Astfel se înfățișa năprazna în acestei lupte dintre zei. Și în acest potop de foc, Hecantohiri aruncau cu forță înspăimântătoare câte o sută de pietroaie înspre mănunchiul de titani. Ciclopii ajutau și ei, lovind pe Cronos și pe ei săi, cu mari ciocane de aramă, zdrobindu-le umerii și șolduri, picioare, brațe și grumazuri. Iar zeii Hades, Poseidon, Hestia, Hera și Demetra luptau cu sulițe și secer, lovind într-una vitejește. Zece ani, poate și mai bine, a dăinuit acest război ce nu avea asemănare, până la sfârșit, titanii au fost înfrânți și nimiciți. Titanii au fost înfrânciți sub poruncele lui Zeus în Tartar, acolo unde ținuse și Uranus. La poartă strajului s-a pus cei trei fârtați hecantohiri, să nu mai poată învece și din temniță de sub pământ. Zeus era noul stăpân. Toți se plecau în fața lui. Doar Gea, mama zeilor, se mâniase rău pe el. Titanii sunt copiii mei. Uranus i-a lovit din greu, întemnițându-i sub pământ. Abia de i-am putut scăpa, se plângea Gea zeilor. Și Zeus, Zeus cel pe care l-am ajutat să se nați acum când este stăpân lovește tot atât de crud și a le iarăși în adânc pe bieții mei feciori titanii. Nu, asta nu o pot îndura. Zeus mi-o va plăti curând. Cam atât, dragii mei. Dacă am mai avut scăpări în exprimare, vă rog frumos să mă scuzați. Este de înțeles după o lectură destul de lungă. Sper că ați ascultat cu atenție și o vom comenta în următoarea prezentare veți vedea legătura și veți vedea ce mesaj vreau să vă transmit. Pentru că nu întâmplător am simțit nevoia să vă citesc această legendă, acest fragment. Sper că v-a plăcut și mai presus sper că ați înțeles măcar anumite lucruri ca să le putem dezbate împreună. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau, numai bine!